Salutare, prieteni, și bine v-am regăsit la un nou episod cu Expedition Mud Runner pe canalul Senka Games. După cum vedeți, am primit un update. Mai exact, avem o nouă hartă. Canap Creek se numește. Sau râul Canap, cred că se traduce, nu știu exact. Așa că avem misiuni noi și totodată content nou. Hai să începem cu prima expediție. Deci avem nevoie de un scout. Pare că scout decât pe ăsta l-am. Dar aș vrea să cumpăr ceva nou, pentru că am văzut unul care, uite ăsta. Ăsta cred că e venit nou cu zi. Cu noul update. Bun. Hai să vedem ce upgrade-uri putem să-i facem. Deci a zis că avem nevoie de un ăsta și un din ăsta, nu? Parcă, să zic. Bun, și hai să-i facem și aici. Ia să vedem, am motor. Pot să-i pun cel mai puternic motor. Da. Off-road, da. Suspensie. Bă, da, asta ridicată. Na, avem nevoie de ea. Și cauciucurile voi lua pe cele mai bune. Off-road. Good. Deci astea sunt bune și pe roci și pe off-road. Și ce avem noi e... nu. Bă, noroi, nu știu dacă avem nevoie, sincer să fiu. Și care erau good. Uite, le luăm pe astea care sunt bune și pe off-road și pe stânci. O să luăm extended-ul. Așa, snorkel-ul. Punem pe ăsta aici sus, că poate trecem prin apă cu ea. Bun. Cred că cam atât. Deci am îndeplinit una din asta, una din asta. Hai să dăm drumul la expediție. Să explorăm totodată și harta. Arată interesant mașina. Chiar arată interesant. Hai să vedem unde trebuie să ajungem. tu mai în partea aia. Bun. Păi, hai să încep așa. Uite așa frumos. Sau să iau în partea asta. Nu, hai să urcăm pe acolo. Deci avem și all-wheel drive-ul. Ceea ce e în regulă. Pe aici am scris. Dinăuntru, după cum vedeți, e o mașină destul de model nou, gen. Uite, comenzi pe volan, chestii, treburi, afim. Nu știu ce firma e asta. Dacă chiar există în realitate sau e pur și simplu fictivă. În momentan se descurcă destul de regulă, deși nu prea am avut... La ce vine umbra aia? Opa, aici avem ceva, dar din păcate nu avem zi. Supliuri din astea. Bun, eu am pus pe acolo pe sus. Păi da, dar n-am cum să trec. Încerc să trec pe aici, vrem dacă reușesc. Ce mi-arată un global map? Ah, se pare că acum putem să dăm și fast travel, probabil. Cum e în ăla? Vedem. Bun, hai să încerc să trec pe aici, să vedem dacă reușesc. Ia. Oh, n-ai că am reușit. Ha? Am reușit? Aproximativ. Încă puțin și am trecut. Am avut noroc că zi a fost spațiul ăsta liber aici. Bun, mă, tata. Hai să... Ba, nu trebuie neapărat să cobor, ha? Hai să o apă sus, ia să vedem. Că ne duce tot acolo, gen. Wow! What? De ce se tot aprindeau luminile? Bun, hai să coborâm pe aici.
Mi se pare că de aici nu mai am... E să scoatem noi muzica asta. Audio. Music. Așa mă lăsăm mai pe... Mai în surdină, așa. Hai să o luăm așa, la dreapta și tot înainte, să vedem unde ajungem. Așa, putem să urcăm pe aici? Se pare că și aici e tot o trecere din asta, dar... Ne trebuie ca să putem să o deblocăm de aia, să vrem pe aici, pe stânga, nu pot să urc. Ah, am luat tot damage. Pot să urc eu pe aici, oare? Am că... Mi-a arătat că... Că urciucurile astea sunt bune. Bă, sincer să fiu, nu cred că am șanse pe aici. Ia. Hai să mai încercăm o dată. Nu. Deci nu vrea. Hai să încerc pe partea asta. Pe aici. E nasul că aici nu am nici de ce mă... De ce mă prinde. Gen copac sau ceva. Te vezi? Că dacă aș avea, ia, pot să pun o ancoră gen? Nu prea am unde. Ancora. Iată. Da, deci nu pot. Nu vrea, mă, pe aici să treacă. Hai, mă. Nu vrea, mă. Hai să încerc să urc aici, ia să vedem. Nu! Încă funcționează winch-ul? Da, am aprins aici, nu mai am ce să-i mai fac. Deci pare că pot să folosesc winch-ul și în... Ia. Când sunt răsturnat. Ia să vedem, poate mă ajut așa. Să mă îndrept. Am îndreaptă-te măcar, dacă tot. Ne-am torsul invers, nu e bine. Hai să mai încerc ceva. Încerc să iau de aici de la jumate. Hai, mă. A rămas prost? A rămas, dar nu mai vrea să facă nimic. Bun, hai să dau atunci un recover. Hai să dau un recover aici. Din păcate nu pot să iau nimic pe ea. Nu pot să iau din alea. Știi ce? Pot să-mi iau o altă mașină? Nu cred că pot, nu? Nu, deci trebuie să fac cu asta neapărat. Bun, atunci. Păi, în cazul ăsta vom încerca să o colim.
Unul luăm așa, după aia tot așa, încerc să cobor pe aici pe undeva și se iau așa, ia să vedem. Poate pot să urc pe aici și după aia să trec în partea aia. Hai să vedem. Trebuie să umplăm cauciucurile, așa. Și să vedem, poate reușesc așa. Hai să o iau pe aici, pe partea de sus. E bine că am început cu stângul. A, și pe aici pe unde trec eu, că n-am pe unde. Hai să putem pe aici. Hai, acum nu pot să trec și eu pe aici, oare? Bun, hai că am reușit. E foarte bun winch-ul ăsta că l-am pus la mai lung. Pentru că zi mă ajută. Mă ajută. Hai să dau și eu timpul pe 10. Așa, mă, să se vadă aici în regulă. Bun, hai să vedem pe unde încerc să urc și eu pe acolo. Deci pe acolo părea pe hartă că aș putea să urc, dar în realitate, sincer să fiu, nu prea arată așa că aș putea să urc. Hai să folosim drona puțin. Ziceam că să încerc să urc pe aici. Sincer să fiu, nu cred că am o șansă. Și dacă eu vin pe, uite, pe acolo să urc, doar pe acolo trec așa și după aia mai vedem. Bun, hai să trecem în partea aia. Hai să scanez puțin apa asta să vedem cum se prezintă aici. Destul de adâncă. Da, nu. Nu, nu mă bag, că n-am nici cauciucurile bune de noroi. Uite, deja am probleme, vezi? Dar pe acolo, dacă trec, sigur, dacă reușesc să trec apa în partea alaltă, pe acolo, pe undeva, a, mă, faci mișto. Iată încă am rămas aici. A, bă! Bun, hai că am reușit cumva. Hai să o coles pe aici. Deci va trebui să ajung cumva acolo. Ia, cred că am văzut. Pot să trec pe aici? Sincer, nu știu, dar hai să încercăm. La ce pietraie sunt pe aici. Bă, ce să fiu, mi se pare destul de dificilă harta. La prima vedere. Că n-am nevoie în partea aia. Aha, hai. Hai că a trecut cumva. Bun, hai să folosesc o ancoră, zic. Pot să mă trag în partea. Sper să nu mă răstorn. Bun, hai că am trecut. Doar că am folosit-o o din asta zi, din păcate. Bun, și am zis că să încerc să urc pe aici, da?
E, sincer să fiu, eu nici pe aici nu cred că pot să urc. Mamă, faci mișto de mine. Mamă, că scria că sunt... Sunt destul de ok astea, pe, adică sunt good pe, pe stânci. Cauciucurile astea. Acum ce face? Hai să încercăm cu low plus și cu diff-ul, ia să vedem. Poate vrea așa. Nu vrea, bă, nici așa. Bun, hai să mai folosim o ancoră, zic. Mai, sper să nu mai am nevoie. Umflăm din nou cauciucurile. A, diff-ul. Aveam diff-ul activ și uitasem de el. Hai să trec ușor acum pe aici. Ce bate vântul aici, o. Bun. Și de aici să vedem încotro să o iau. Aș putea să iau și pe marginea asta, din câte văd. Să ajung încolo, dar aș putea să o iau și așa. Și pot eu să urc pe aici, oare? Na, n-am nicio șansă. Hai să scanez puțin cu... zi, cu drona. Să vedem. Deci dacă o iau pe aici, pare că ar fi în regulă. Doar că ajungem aici unde... nu știu ce să mai zic. Dar cred că vom putea să trecem. Ba, o luăm tot în față. Da, hai să o luăm pe aici. Hai să dau pe low plus și cu diff-low cu activ. Poate avem mai multe șanse așa. Hai că... vezi, alunecă foarte rău. Na. Bă, dacă vrea ea să urce pe unde vreau eu. Așa, vezi, hai. În sfârșit a luat-o și ea cum trebuie. Bă, dar aici eu nu m-am nicio șansă să trec. Ha? N-am nicio șansă. Hai să cobor. Dacă tot am ajuns în râpa asta. De coborât, coboară imediat. Păi și interesant așa mașina, sincer să fiu, pentru că are o suspensie destul de înaltă. Dar nu e cine știe ce, sincer să fiu. Da, măcar e bine că ne descurcăm. Cel puțin pentru un moment. Bun, hai să-mi scot și eu checkpoint-urile. Bun. Deci pare că trebuie să ajung undeva aici. Trebuie să urc pe aici cumva. Să ajung acolo, că n-am pe unde altundeva. Bun, hai să vedem cum urcăm aici. Nu mai știu exact câte ancore am folosit, parcă două, nu? Bă, eu n-am cum să ajung aici. Deci undeva acolo trebuie să ajung eu, dar n-am cum pe aici, cred. Nu cred, sunt sigur. Bun, hai să găsim altă rută atunci. Bă, cât de dificil e misiunea asta. E și prima expediție. Cum ajung eu pe în zona asta, să vedem.
Deci de undeva de aici ar trebui să ajung. Pe aici eu n-am nicio șansă să urc. Deci va trebui să vin să ocolesc pe aici toată asta. Vreau să vedem cum urc în zona asta de aici. Da, și din păcate nu mai mi-ajunge drona. Da, deci va trebui să ocolesc. Va trebui să ocolesc, dar pe unde, frații mei? Uși, pe aici pe hartă părea că pot să urc, dar pare că ne înșelăm. Bun, hai să o iau tot așa, să vedem dacă pot să urc pe aici. Au. Da, mă, n-am pun să urc pe aici. Deci eu n-am cum să urc pe aici. Mă, poate pe aici? Ia să vedem. Mamă, până se întoarce asta. Pe aici ziceam. Na, n-am nicio șansă. Pe aici nici atât. Deci trebuie să merg tot înainte. Tot înainte cu tupeu. Au. Nu înțeleg de ce stinge și aprinde singură zi. Luminile. Zici că e posedată? Dar nu știu pe unde să urc, fraților. Că nu văd niciun... Nu văd niciun traseu pe unde aș putea să urc. Deci aici dacă urc n-are rost. Da, deci n-are rost aici. Aici ar trebui să urc eu cumva. Deci aici, în zona asta, trebuie să urc. Bă, ce e, bă, așa dificilă harta asta? Încerc pe aici să urc, să vedem dacă reușesc. Cu asta nu cred că am nicio șansă. Bă, și cât de aproape e, dar nu găsesc o rută. Nu găsesc o rută, e destul de dificilă. Deși pe aici părea foarte că aș putea să trec. Pe aici, pe undeva. Bun, hai să continuăm. No! Hai mă, treci odată. Nu vreau, bă, uite-te la aia. Așa vezi, în sfârșit.
Bă, dacă vrea să o apuce de unde vreau eu. Uite-te și tu cum s-a dus. Bun, eu am zis că pe ei să încerc să urc. Da. Miram așa. Deja am rămas. Uite, mamă. Dar nu e bine că mă trage în jos. Nu cred că am rămas aici. Hai, bă! Nu, n-am decât să mai pun o ancoră. Să mă trag încolo. M-am o singură ancoră. Cum să ajung eu în ritmul ăsta? Bun. În momentul de față sunt aici. Și acum, mai departe? Mai departe trebuie să trec cumva pe aici. Nu? Așa. Așa și să ajung în zona aia. Ia să scanez puțin cu drona. Dacă cumva cobor în partea aia, mai am pe o să urc? Nu mai am. Nu mai am, deci trebuie să trec neapărat pe zona asta. Bine, ar fi pe aici. Cred că aș putea să încerc pe aici. Eu pe aici nu o să pot să trec. Ia. Hai că am reușit să mă prind de un copac. Măcar să mă ajute să ies de aici. Op. Hai să întorc să urc pe aici pe strâncă. Hai că se pare că încet încet reușim. Sper. Hai că am ajuns în zona asta, gata, de aici e în regulă. În sfârșit, bă, dar dificil a fost, mă. Și fii atent că nici m-am uitat la, să vedem, dificultatea misiunii. Dacă e normal sau... S-ar putea ca de aici să ne mai... să ne mai trimită și în altă parte. Hai să scanăm. Deci să nu terminăm misiunea aici. Bun. Ia să vedem. Final de expediție sau? Chem complet. Deci am terminat misiunea. Așa că trebuie să mai mergem să mai vizităm zona aia. Problema e alta acum. Eu pe unde pot să trec? Oare pe aici? Oare pe aici? Bun. Hai să ne întoarcem. Să vedem pe unde cobor. Trec aici, că aici e un drop. Și după aceea să vedem pe unde trec și eu pe la... Trec capa în partea aia. Bun. Aș lua-o pe râul ăsta, da. Nu știu cât de adânc e. Hă?
Își luau și aș trece în partea aia. Râul... nu mai știu cum i-am zis. E... da? E tap sau ceva de genul, nu mai știu. Bun, hai să vedem pe unde... op! Încerc să cobor. Bine, de coborât pe aici o să cobor pe unde am și urcat. A, hai să merg la drop. Hai să merg la drop prima dată. Am văzut că are și creek, dacă nu mă înșel. Deși nouă ne trebuia niște ancore. Da, asta este. Da, se pare că creek. Da, hai să iau ăsta mai bine. Hai să-l limitam. Hai să vedem pe unde pot să trec și apa. Cred că pe aici pot să trec fără probleme. Dar ar trebui să și pot să ies. Bun, deci eu sunt aici. Hai să iau înainte, uite așa. Acolo mă așa, așa. Și ajungem la zona asta. Zice să fiu... pe hartă pare destul de ușor. Dar în realitate să vedem acum. Da, super. Ce-i acolo ăla? A, niște lăzi. Da, mă, da, hai că e în regulă drumul acum. Deci se pare foarte... se pare că e foarte bun. Până la destinație. Și aici pare a fi și drum. Oaleu! Mamă, cât damage am dat la motor. Am făcut-o praf. Avem... deja motorul e pe galben. Aha, hai că da. Acum trebuie să ajung în altă parte. Bun. Hai să trecem așa drept și ieșim pe drumul ăsta și după aia vedem încotro. Trebuie să nu mai iau damage la motor, că deja l-avem pe portocaliu. Ia cât damage avem la. Mamă, mai avem 27% viață în motor. A fost destul de lungă prima expediție. Prima interacțiune. Uite aici e un bunker. Uite aici și o stație din asta de electricitate ceva. Probabil ca să aibă curent electric în bunker. Bun, deci trebuie să ajung undeva acolo sus. Hai să trecem ușor pe aici. Mama, am șifonat rău de tot. Pot să urc pe aici? Da, hai că pot. Uhu! Pare asta să fie ultima? Din această expediție? Ba nu! Să mergem să... aha, să scanăm zona asta. Bun. Păi în cazul ăsta o voi lua așa. Merg, scanez zona asta. După aia mă întorc și o iau în partea... în partea asta, la altă. Bun. Deja oricum, după cum vedeți, avem 51% explorat din zona. Stai, mă, unde m-am dus? M-am dus aiurea. Dar știi ce? Dacă mai folosesc și binoclu... uite, 55, 57,
65, hai că am mai explorat ceva din ea. 65%, da, deci tot să știm ce e aici. Hmm? Unde mi-apare asta? Să scos checkpoint-ul puțin, aici mi-apare. A, probabil că mi-arată zona de unde să... Ia. Ia, mă, dacă scot drona, 73. Parcă în zona asta trebuie să scanez, nu? 79, 83. Ok, bine. Și din păcate n-am luat nici specialiști. Ca să pot să explorez mai bine. Bun, de zona aia se pare că am explorat-o. Mai rămâne aici în spate. Cumva, hai să merg în zona asta. Și să mai scot drona o dată. Deci am făcut 90%. Chiar. E zona asta cumva din dreapta, nu? Pe acolo trecere 99. Am să merg mai în față. Gata. What? Încă n-am terminat misiunea? Hai să mergem la camp. Ăsta ce e aici? Cauting nu știu ce. Bă, dar a fost destul de lungă asta. Expediția. Bine, am stat mult și să găsesc ruta. Am un camp aici. Am stat mult să găsesc și ruta pe acolo, că nu găseam pe unde să urc. Bun, și am finalizat și misiunea. Prima expediție din noul update. Output. Am luat și câți bănuți am luat? Am luat ceva, 33.000 parcă. Am făcut și prima expediție după noua hartă, băți. Ia să vedem următoarea ce... A, free room și asta. Da, accept. Hard. Pot să văd asta ce... Aha, deci a fost și asta tot pe... Deci a fost pe hard. Oare toate sunt pe hard aici? Da, bă. A, asta e normal. Asta e very hard. Asta e very hard. Asta e pe normal. Asta e pe normal. Deci avem câte misiuni? Avem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misiuni în toată... A, uite că îmi scrie și aici. Deci avem 9 expediții pe noua hartă. Bun, băieți, păi cam atât pentru episodul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați acolo butonașul de like, butonașul de subscribe, să distribuiți acest video, să lăsați un comentariu. Eu am fost Husinca Games și până data viitoare, v-am salutat. Pa, pa!